Am citit textul acesta care este foarte cunoscut pentru fiecare dintre noi și care de obicei este citit atunci când trecem prin această perioadă a acestor sărbători deosebite. Și sunt câteva diferențe între ceea ce spune Matei și ceea ce se spun celelalte evanghelii, ceilalți evangheliști. Sunt câteva lucruri care Matei le subliniază, dar alți evangheliști subliniază altceva, sunt câteva detalii în plus față de ceea ce spune el, de ceea ce spune evanghelistul Matei. Dar ceea ce am observat și lucrul care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră este că atunci când stăm în fața unui eveniment major de felul acesta, eveniment care nu este important în sine prin ceea ce se petrece acolo, că a fost cu tremur de pământ, că a fost un înger al Domnului, că a venit și a dat piatra la o parte, ce este important, dacă vreți, prin scopul sau prin ceea ce a vrut să transmită acest eveniment. N-a vrut Dumnezeu să le arate, nu știu, ostașilor, străjerilor care erau acolo sau femeilor care au venit, că a fost cineva puternic și a dat piatra la o parte. N-a vrut Dumnezeu să le demonstreze și să arate că, știi, a dispărut trupul Domnului Iisus Hristos, ci tot ceea ce s-a întâmplat acolo a fost pentru a transmite un singur mesaj, că Hristos este viu și că nu mai are rost ca să fie căutat printre cei morți. El este viu și rămâne viu. Nu va mai muri, el urmează să facă ceva deosebit și acesta este mesajul care a vrut să-l transmită. Dar ceea ce este foarte interesant este că atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit, chiar dacă sunt lucruri, să spunem, mai spectaculoase sau poate altele mai puțin spectaculoase, chiar dacă sunt lucruri care pun în natură, pun în mișcare tot întreaga natură și încep să se zguduie, nu știu, stâlpii casei, să se cutremure pământul, să cadă obiecte deosebit de grele care nimeni nu le-ar putea mișca, sau că sunt lucruri mai puțin spectaculoase. Oamenii se împart în două tabere. Și același lucru l-am văzut și la evenimentul acesta deosebit. Nu ne dă detalii Scriptura și vreau să aduc înainte noastră ca să mă înțelegeți puțin. Aici în Evanghelia după Matei, impresia pe care ne-o lasă evanghelistul este că și femeile și străjerii au fost martori la aceleași evenimente. Așa după cum prezintă evanghelistul Matei, ai impresia că și ele au fost acolo când s-a cutremurat pământul, când toate lucrurile s-au întâmplat. Ascultați ce frumos vorbește Scriptura de la început. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintre a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Și ascultați ce spune versetul 4, străjerii au tremurat din frica lui și au rămas ca niște morți. Îngerul era acolo, dar îngerul nu se adresează lor, ci ascultați ce spune mai departe. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor. Tabloul acesta îți lasă impresia că ele au fost acolo alături de străjeri și au văzut toate evenimentele. Dar cu toate acestea, cei de acolo se împart în două categorii. Dacă ne uităm, de exemplu, în alte evanghelii, găsim mai multe detalii. Evanghelistul Matei spune aici că femeile acestea au venit să vadă mormântul. Marcu specifică ceva mai mult și spune, n-au venit să vadă mormântul, ele au venit cu scopul, s-au pregătit, au dus mirezme ca să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos. Și frământarea lor era, noi venim cu toate acestea, dar cine va da piatra la o parte? Atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, pentru că acolo era prezența lui, modul în care Dumnezeu a condus și a călăuzit toate lucrurile și cum s-au desfășurat toate, a arătat că acolo a fost Dumnezeu prezent, a arătat că Dumnezeu a gândit și a planificat toate lucrurile mai dinainte. Și cu toate acestea, oamenii se împart în două categorii. Și dacă ai sta să analizezi aceste categorii, ai putea să spui din punctul tău de vedere, din punctul meu de vedere, că o categorie de oameni este o categorie slabă, neputincioasă. Am stat și m-am gândit,
Ce ați fi spus unor femei, să vedeți, 3-4 femei, care vor să facă ceva pentru cineva care e mort și au în față un obstacol de câteva tone? Ce le-ați fi spus? Mergeți înainte, că o să fie bine. N-ar fi fost un motiv de batjocură și de râs. Păi nu vă uitați la voi un picuț, cum arătați? Ce putere aveți? Stați să vă spun altceva. Acolo nu e așa, nu știu, un mormânt părăsit. Merge fiecare și face ce vrea. Acolo este un sigiliu care tu n-ai voie să rupi. Acolo sunt niște străjeri care stau și păzesc tocmai ca să nu vină și să facă oricine ce vrea, să se poarte cum vor. Și dacă ai sta să analizezi categoria aceasta, ai spune numai cuvinte care nu ar fi de laudă. Dacă te-ai uitat poate la o altă categorie, mă gândeam la acești soldați. Ăștia impun respect, ăștia impun teamă, ăștia impun o frică și o atitudine de zmerenie. Nu prea poți să îi iei la bani mărunți și să te porți așa oricum cu ei. Dar când stăm în prezența lucrurilor pe care le face Dumnezeu, să știți, fiecare dintre noi putem să luăm parte la o tabără și la cealaltă. Și spun lucrul acesta pentru că nu, tabăra aceasta nu e formată dintr-o singură persoană, ci cuprinde mai multe persoane. Așa după cum lucrurile au fost și în dreptul acestor ființe care au fost acolo. Și haideți să ne uităm puțin în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce înseamnă și ce caracterizează aceste tabere. Pentru că lucrul acesta aș vrea să ne fie nou de învățătură în ziua de astăzi. Ori de câte ori vin prezența lui Dumnezeu să știi că și tu și eu mă situez într-o astfel de tabără. Chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei. Chiar dacă poate îți planifici lucrul acesta sau poate se întâmplă datorită unor evenimente neașteptate care nu le-ai planificat, care nu le-ai gândit. Unii erau acolo la mormânt pentru că erau obligați. Prin natura muncilor, prin, dacă vreți, lucrurile în care ei erau așezați, lucruri care poate și le-au dorit, care poate că le-au căutat, alții erau acolo pentru că aveau în spate o relație. Unii erau acolo pentru că erau obligați. Soldații, spune Scriptura așa de frumos, versetul 62, din capitolul 27 spune așa: a doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus la Pilat și au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul pe cetul în piatră și punând straja. Spuneți-mi, au ales străjerii aceia într-un mod benevol? Au mers și spune: vrem să facem voluntariat. Sau au fost trimiși? Au fost obligați datorită slujbei pe care ei o aveau? Oamenii aceștia erau acolo, dar nu erau pentru că ei și-ar fi dorit. Nu erau pentru că au iubit locul acela sau pe cel care era în groapă, ci oamenii aceștia erau acolo pentru că erau obligați. În schimb, tabăra cealaltă au mers cu gândul și cu dorul acesta, dacă veți, au făcut voluntariat pentru că a existat ceva între ei și cel care era acolo în interior, cel care era dincolo de piatră. Și aceea a fost o relație pe care au avut-o. Lucrul acesta, să știți că este valabil de fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu. Adesea ne purtăm, adesea ne închinăm, adesea cântăm, adesea ne rugăm, adesea recităm, nu știu, adesea ne îmbrăcăm, ca și când noi suntem obligați. Obligați de părinți, obligați de cuget, obligați de cei din jur. Auzi, tu ai fost la biserică astăzi? Păi, cum să spui că n-ai fost, că doar sunt Paștile? Păi azi e sărbătoare extraordinar de mare. Tu n-ai fost la biserică? Cum să spui că ți-a fost lene? Că n-ai vrut? Că n-ai simțit?
Atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, pot să fie aceste două motivații. Mă duc la părtășie pentru că eu am o relație și am avut o relație cu El. Mă duc la părtășie pentru că eu îl cunosc. Mă duc la părtășie pentru că eu vreau să comunic cu El. Și spun lucrul acesta pentru că la părtășie trebuie să se întâmple ceea ce s-a întâmplat aici obligatoriu, să fie prezent Dumnezeu. Să fie prezent Dumnezeu. Nu mergem că dă bine sau că așa trebuie. Apoi se mai întâmplă ceva. Unii dintre cei care stau la locul acesta sau stau în prezența lui Dumnezeu au ca și scop să protejeze. Soldații aceștia aveau trasate foarte clar sarcinile și știau, noi trebuie să avem grijă. Să avem grijă nimeni să nu pătrundă în grădină, să avem grijă nimeni să nu vină și să strice, să avem grijă nimeni să nu vină și să rupă sigiliu, să avem grijă nimeni să nu vină și să dea piatră la o parte, nimeni să nu strice lucrurile, să rămână așa cum trebuie ele să fie. Dar aceasta era numai pe de o parte, pentru că pe cealaltă parte, cealaltă tabără avea o altă motivație. Și vorbește așa de frumos Scriptura. Ascultați versetul 5, cum spune. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Versetul 9. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă, ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și ei s-au închinat. Versetul 17. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Dacă ne vom uita în Evanghelie, la tot ceea ce înseamnă, dacă vezi, desfășurarea sau trecerea prin viața Domnului Iisus Hristos, a tuturor evenimentelor, veți vedea că în relație cu El există așa un fir roșu la tot ceea ce înseamnă raportarea la El și aceasta este închinarea. Merge Domnul Iisus Hristos și umblă pe mare. Și după ce ucenicii îl pun la test, după ce Petru ajunge la un moment dat să umble pe mare și vine Domnul Iisus Hristos și îl ia și intră în corabie, după ce, nu știu, îi așteaptă cu pâine prăjit, cu pește prăjit pe mal, rezultatul este aceasta, închinarea. După ce femeia aceasta primește vindecare în dreptul copilului, după ce alții, după ce leproșii sunt vindecați și așa mai departe. Firul care arată, dacă vezi, este trasat așa ca o linie roșie, este partea aceasta că este închinarea. Femeile acestea, dacă ne uităm în toate zilele care erau înainte, că Hristos predica și vine Domnul Iisus Hristos la un moment dat și așa rupe lucrurile și auzi, și tu ți-ai ales, vorbește cu Maria, vorbește cu Marta, tu ți-ai ales o parte, cealaltă și-a ales o altă parte. Tu ai ales să faci un lucru, cealaltă ai ales să facă alt lucru. Toate acestea te duc cu gândul înspre partea aceasta de închinare. Știți că aceasta trebuie să fie motivația cu care noi stăm în prezența lui Dumnezeu? Adesea suntem preocupați să protejăm lucrurile care noi le vedem. Auzi, să nu fie dezordine, să nu fie gălăgie, să nu cumva să ne deranjeze cu tare, să avem grijă la parcare și nu-s rele acestea. Să avem grijă să nu deranjăm cumva, să avem grijă să nu ne stingerim unul pe celălalt, să avem grijă să purtăm distanța regulamentară. Nu-s rele. Dar știți că nu acesta este scopul pentru care noi stăm, trebuie să stăm în prezența lui Dumnezeu și venim ca să beneficiem de prezența Lui. Și noi trebuie să venim înaintea Lui cu gândul și cu dorul acesta să ne închinăm. Să ne închinăm. Tu ai nevoie să te închini înaintea Lui Dumnezeu și eu am nevoie să mă închin înaintea Lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu este Cel care are nevoie să mă închin, eu am nevoie. Nu Dumnezeu este Cel care tânjește după închinarea mea. Eu trebuie să tânjesc ca să mă închin înaintea Lui Dumnezeu și să stau în prezența Lui. Pentru că m-am uitat
datorită motivațiilor și a modului în care au căutat și tabele acestea au venit și au stat acolo în prezența lui Dumnezeu, este foarte interesant. Ascultați, o tabără, spune Scriptura că au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți în fața acelui eveniment. O altă tabără spune așa, au plecat cu frică și cu mare bucurie. Și într-o parte și în alta a fost teama, a fost frica. Dar într-o parte, teama aceasta a adus o paralizie. Spunea, au rămas ca și morți. Și în partea cealaltă, dincolo de lucrul acesta și faptul acesta că a fost teamă, a fost o mare bucurie. Oare nu așa trebuie să fie lucrurile când stăm în prezența lui Dumnezeu? Cum slujim? Fără nicio teamă, fără nicio frică? Dar dacă e o teamă care te paralizează, oare este ceea ce vrea Dumnezeu? Când luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl deschidem și citim, nu trebuie să fie și teamă și bucurie? Că stăm înaintea celui care a făcut cerul și pământul, care are putere de viață asupra mea și asupra ta. Când cântarea noastră se înalță către Domnul, nu trebuie să fie și teamă, dar același timp și bucurie? Dar mai mult, vine Domnul Iisus Hristos la tabăra aceasta care își dorea să intre în prezența Lui, deși, cum să spun, este puțin exagerată. Stau și mă întreb câteodată, oare cât de mult l-o fi iubit pe Domnul Iisus Hristos? După 3 zile să-ți dorești să mai dezgropi, să mai scoți afară și să mai ai grijă de trupul Lui. Ce fel de dragoste fi fost aceea? Pentru că într-o altă situație, când vine Domnul Iisus Hristos și spune, auzi, dați piatra la o parte, știți care a fost răspunsul? Miroase. E greu. Nu-i plăcut, Doamne. Cât de mult l-or fi iubit femeile acestea, încât să meargă și să-și arate dragostea lor cu riscul acesta, auzi, e un miros neplăcut. S-ar putea să vedem o fizionomie schimbată, nu mai este aceea care a fost acum 3 zile. Și cu toate acestea, să-și dorească lucrul acesta. Apoi, mai este încă un lucru care vreau să îl amintesc, pentru că acesta se întâmplă și la părtășiile noastre. Este o tabără aceasta în care toate lucrurile le văd din perspectiva aceasta a obstacolelor. Femeile acestea se frământau și Marcu specifică lucrul acesta. Vreau să vă citesc. Ascultați ce frumos vorbește Marcu, capitolul 16, la versetul 2 în jos. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? A fost un obstacol lucrul acesta? Cum să nu? Auzi, cine va face pentru noi ceva? Oare de câte ori nu venim sau suntem aduși în prezența lui Dumnezeu, dar privim toate lucrurile prin prisma obstacolelor? Nu-mi e starea bună, nu sentimentele cum ar trebui, astăzi nu prea simt să mă închin, m-am supărat în trafic, gândurile mele sunt un obstacol și nu mă lasă să intru în închinare în prezența lui Dumnezeu. Îngrijorarea, oare ce va fi ziua de mâine? Ce va fi cu familia mea? Ce va fi cu casa mea? Ce va fi cu slujba mea? Ce va fi cu școala mea? Ce va fi cu viitorul meu? Și este partea aceasta în care oamenii se situează în tabăra aceasta în care obstacolele se interpun și se opresc în ele și se frământă cu ele. Oare ce o să fie astăzi la biserică, că astăzi nu-s cântăreți aceia renumiți? Ce o să fie astăzi la adunare, că astăzi nu-i predicatorul care ne place? Ce o să fie astăzi la adunare, că astăzi, știi, nu avem toate lucrurile puse la punct? Astăzi nu funcționează curentul, astăzi nu putem să ne închinăm așa cum o făceam altădată. Astăzi, știi, nu mai putem să intrăm la părtăzie cât am fost.
obstacole. Astăzi copiii m-au necăjit toată noaptea și sunt obosită, sunt obosit. Astăzi am avut probleme când să îmbrăcăm, astăzi am întârziat. Astăzi n-am mai prins loc aici în sală și trebuie să fiu la subsol. Obstacole. Și de cealaltă parte, în cealaltă tabără, este o realitate glorioasă. Ascultați ce frumos vorbește Domnul Iisus Hristos și spune așa. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, versetul 18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Aceasta este realitatea pe care noi o trăim. De aceea când venim în prezența lui Dumnezeu, plin de încredere, noi nu cerem, Doamne, atinge-te de cei bolnavi, că așa sună bine și cumva să le inducem lor o stare pozitivă. Noi facem lucrul acesta pentru că știm că Dumnezeu nostru are toată puterea și în cer și pe pământ. Noi știm că atunci când El rostește un cuvânt, cuvântul acesta aduce vindecare, cuvântul acesta aduce alinare, cuvântul acesta aduce nădejde, speranță. Care este atitudinea ta și care este atitudinea mea? Poți să rămâi la nivelul obstacolelor sau poți să îmbrățișezi această realitate glorioasă. Dumnezeul tău, Dumnezeul meu, are toată puterea, nu o parte. Și dacă piatra aceasta care este grea și care de multe ori stai și te frămânți, oare cine o va da? Cine va da cancerul din viața ta la o parte? Cine va da disperarea din viața ta la o parte? Cine va da frica? Cine va da depresia la o parte? Răspunsul este întotdeauna Hristosul cel înviat, pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. Fie ca Dumnezeu să ne întărească, să ne sprijinească. Nu am venit să rup aceste două tabere și să spun într-o parte sunt femeile și în cealaltă parte sunt străjerii, pentru că la ultima parte nici femeile nu s-au mai situat în tabăra care trebuie. Și ele au văzut și s-au blocat de acest obstacol. Și aceasta mie îmi spune că astăzi pot să fiu într-o parte și dacă nu-i veghere și dacă nu-i o relație cu Domnul și dacă nu-i o dezvoltare a acestei relații, fără să vreau, mâine mă pot situa în cealaltă parte. Dacă astăzi sunt în partea aceasta în care toate lucrurile, spunea cineva, zice, frate, până ce să ajung să fiu bolnav, așa încurajam pe toată lumea. Când am ajuns eu, zice, n-am mai știut ce să fac și cum să fac. N-am mai știut de ce să mă agăț. Și îmi spunea, mi-am dat seama că toată încurajarea care am făcut-o a fost așa de formă, de pe buze. Să se atingă Dumnezeu de fiecare dintre noi și când venim aici la părtășie, să nu venim din obligație, să venim pentru că noi avem o relație cu Stăpânul. Să nu venim dorind să protejăm noi tot felul de lucruri care nu că nu sunt importante, dar în comparație cu închinarea, ele cad la pământ, pentru că, ascultați-mă, dacă ceva mă poate schimba pe mine și te poate schimba pe tine, aceea este închinarea pe care o duci înaintea lui Dumnezeu, pentru că închinarea mea, printre altele, presupune cunoaștere, dar o cunoaștere practică, reală, nu numai la nivel de teorie. Întotdeauna când venim aici, să venim înaintea lui Dumnezeu ca înaintea celui care are totul ca și putere și în cer și pe pământ. Slăvit să fie El în veci. Amin.